Găsit, potrivit surselor, în cursul zilei de astăzi ar urma să aibă loc o nouă ședință la Partidul Social Democrat în care să se discute această problemă pentru funcția de vicepremier, să se aleagă un nume, pentru că iată, de ieri până astăzi s-au schimbat lucrurile. Sunt mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat care și-ar dori această funcție de vicepremier. Vorbim în primul rând despre Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, dar și Vasile Dâncu, iar în joc ar intra și Adrian Căciu. Este propunerea pentru Ministerul Finanțelor. Surse susțin că sunt mai mulți lideri care l-ar susține pe Sorin Grindeanu. Vorbim aici despre Mihai Tudose, dar inclusiv de Vasile Dâncu, care ar putea, în defavoarea sa, să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de vicepremier. Însă lucrurile se vor tranșa, așa cum menționam, în interiorul partidului la o ședință, pentru că Marcel Ciolacu, într-un fel, dorește să facă o alegere astfel încât să nu creeze un scandal în interiorul partidului. Așadar, iată, este o problemă care urmează să fie rezolvată pe parcursul zilei de astăzi, însă tot astăzi ar urma să se discute și despre funcția de secretar general al guvernului. De asemenea, ieri, în comitetul politic al PSD, trebuia să se dea un vot pentru un nume care să ocupe această funcție, însă a fost amânat acest moment, spunând Marcel Ciolacu faptul că dorește să discute mai întâi și cu premierul despre propunerea pe care dorește să o facă Partidul Social Democrat, astfel încât să existe o înțelegere și cu premierul Nicolae Ciucă. Este avantajat, să spunem, și până acum s-au purtat discuții despre Neacșu. Este posibilitatea ca Social Democrații să dea astăzi un vot și pentru domnia sa, pentru a ocupa funcția de secretar general.